Avem 16 cazuri noi confirmate în ultimele ore și că bilanțul a ajuns la 184 de români infectați. Suntem acum în legătură telefonică directă cu secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru. Bună ziua! Bună ziua! Ce puteți să ne spuneți despre cele 16 noi cazuri? Există vreunul dintre ele care să fie așa numită infectare intracomunitară sau sunt doar contactii unor persoane deja diagnosticate, persoane care se aflau deja în observația medicilor? Nu, din cele 16 persoane avem persoane aflate în carantină care sunt testate și s-au pozitivat, deci sunt asimptomatice. Sunt cazuri noi venite din exterior, din exteriorul țării noastre, din Franța în general, și avem și cazuri care sunt contactii contactilor, care erau într-o anchetă epidemiologică tot asimptomatici. Deci sunt persoane venite recent din Franța, pentru că știu că a fost un prim val din Italia și acum mai aproape de noi cei din Franța, să înțeleg. Da, atâta timp cât am introdus de duminică toți cei care vin din țări care au peste 500 de îmbolnăviri intră în izolare, atunci putem spune că luăm aceste persoane dintr-o zonă izolată, le testăm, deci n-au ca să facă transmiterea intracomunitară. Bun, există totuși și cazuri, unul dintre ele, chiar un personaj cunoscut, este vorba despre un deputat, domnul Banias, care a spus că el nu a luat legătura cu nimeni care să fie avut coronavirus, nu a fost plecat din țară. Cum se explică într-un astfel de caz? Pentru că sunt mulți care spun, domnule, nu am mers nicăieri, nu am întâlnit cu nimeni, nu știu de unde l-am luat. Este o anchetă epidemiologică care va descoperi și sursa domnului Banias. Dar într-un astfel de caz, să spunem, dacă, poate vor mai apărea oameni care poate nu vor apuca să-și spună părerea la televizor, dar dacă avem o astfel de situație, la ce ne-am putea gândi? Că a fost cineva asimptomatic? Sigur a fost cineva asimptomatic sau este cineva chiar cunoscut pe care persoana în cauză care este depistată recent pozitiv l-a ignorat sau nu l-a considerat sursa în acel moment. Există în cercetare în momentul de față vreun caz de infectare intracomunitară? Au fost mai multe în cercetare, da, gândiți-vă la cazurile de la Timișoara, gândiți-vă la cazurile de la Hunedoara. Au fost destul de multe cazuri, dar, după cum vedeți, au fost identificate, au fost izolate. Gândiți-vă la Cerota, gândiți-vă la cazul din Parlament. Și atunci au fost identificate, sunt internate, se continuă ancheta epidemiologică pentru contactii acestora și urmează să fie identificați dacă atâta timp cât s-a creat acel cerc de contacti, ei sunt testați și dau pozitiv. Au venit în ultima perioadă destul de mulți români în țară, domnule Tătaru. Chiar ieri vorbeam noi la un moment dat despre faptul că la Vama Nădlac erau vreo 12.000 de persoane care stăteau și așteptau. Ce se întâmplă cu ei în momentul acela? Sunt preluați, li se face testul, care e regula? Cei care vin din zonele roșii intră în carantină, cei care vin din zonele galbene sunt izolați voluntare la domiciliu. Țin să menționez că statele care au peste 500 de îmbolnăviți nu sunt zone roșii, sunt cetățenii care vin de acolo, intră în izolare voluntară la domiciliu. Mulțumesc foarte mult, domnule Tătaru. Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, cu o lămurire foarte importantă. Este o întrebare foarte des întâlnită în aceste zile. Dacă avem sau nu îmbolnăviri intracomunitare, oameni care să nu fi avut contact cu nimeni bolnav, dar să se fi